Tânărul de 19 ani este angajatul unei firme de construcții. Duminică după amiază, bărbatul a fost invitat la ziua de naștere a unui coleg de serviciu. La petrecere au participat în total 3 persoane. Petrecăreții au băut până nu au mai știut de ei într-unul dintre barurile din zona Albina a municipiului Suceava. Ce ți-a aduce aminte? M-au bătut mai întâi, după aia m-au agresat. Mine unul mă ține de gură ca să nu țip. Și celălalt îmi dădea cu pomii. Și cu picioare. Da, amândoi te-au agresat sexual sau numai unul singur? Amândoi. Și unde s-a întâmplat asta? În ce zonă? Am zis că la Albina, Georgenescu. Da, acolo. Dar în ce baruri ați fost? Nu știu cum se numesc barurile. Eram de amețiri și nu am fost atât de numere. Dar bătaia propuzisă unde acolo? Între blocuri? Unde nu? Acolo, după Albina. După ce aburii alcoolului li s-au urcat la cap, cei trei au început să se certe. La un moment dat, doi dintre ei s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra tânărului de 19 ani. După ce l-au lovit cu sălbăticie, l-au violat. De la ce v-ați certat? Sau cum a pornit? Nu au fost cu motiv. Nu i-am înjurat, nu nimic. Erau și ei prea veți. Și eu la fel. Din cauza loviturilor primite, băiatul de 19 ani a leșinat. La un moment dat și-a recăpătat cunoștința și a reușit să strige după ajutor. Niște trecători l-au auzit și au sunat de urgență la 112. Tânărul a fost transportat cu o ambulanță la spitalul județean. În cursul nopții, în jurul orei 2, a fost adus un pacient în vârstă de 19 ani, victima unei agresiuni, în stare de ebrietate cu consum alcoolic declarat, prezenta contuzii multiple, un traumatism craniofacial și un traumatism de membru superior stâng cu fractură, iar la consultul chirurgical s-a dovedit că era victima și a unei agresiuni sexuale. A fost investigat și a rămas internat secția de ortopedie pentru tratament și supraveghere în continuare. Cazul a ajuns în atenția poliției. Cei doi agresori au fost identificați. Unul este din Suceava, iar celălalt din Drăgoiești. S-a stabilit că este vorba despre un tânăr de 19 ani din municipiul Suceava, care în cursul zilei de ieri a consumat băuturi alcoolice în mai multe baruri de pe raza municipiului Suceava, împreună cu alți doi tineri pe care îi cunoștea. Pe fondul consumului de alcool, bărbatul a fost agresat de către ceilalți doi tineri, acesta susținând de asemenea că a fost și victima unei agresiuni sexuale din partea acestora, aspect ce urmează a fi stabilit în urma investigațiilor medicale. Agresorii au fost identificați de polițiști, urmând a fi audiați și urmând a se dispune măsuri legale față de aceștia, după stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor producerii evenimentului. Momentan, doar agresorul din Suceava a fost reținut, celălalt nu este de găsit.